de Melanie Benjamin, autoarea bestsellerului internaționale Lebedele de pe Fifth Avenue și soția aviatorului, ne oferă un nou roman cuceritor care imaginează prietenie și parteneriatul creativ dintre două simboluri ale Hollywoodului. Legendele unei epoci, Mary Pickford, Frances Marion, Charlie Chaplin, Rudolph Valentino, Lillian Gish, Louis Mayer. Prin viața altfel decât sub reclamele luminoase, devin mai umane, dar și mai seducătoare. Într-un univers dominat de bărbați, așa cum era Hollywoodul la începutul secolului 20, două femei visează nu doar la o carieră în cinema, ci și să schimbe gustul publicului, venind cu idei noi în drăznețe. Una joacă în filme de mare succes, cealaltă scrie scenarii și regizează. Lumea filmului le recunoaște talentul, le primează cu Oscarul și le consacră definitiv. Lumea reală se dovedește însă a fi mai puțin generoasă și le rezervă altfel de surprize. Un roman plin de strălucirea vechiului Hollywood și cu detalii adevărate despre carierele istorice ale celebrilor Mary Pickford și Frances Marion. Un elogiu captivant al unei prietenii legendare. În epoca #MeToo, femeia de Oscar este o mărturie binevenită și tulburătoare despre cum au reușit două tinere să-și facă o carieră la Hollywood. Melanie Benjamin descrie afecțiunea și înstrăinarea dintre Mary Pickford și Frances Marion cu intuiție și compasiune, în timp ce decernarea premiilor Oscar e umbrită de scandaluri, de hărțuire sexuală. Noi, cititorii, ne putem delecta cu această fină analiză a prieteniei dintre două vedete hollywoodiene care și-au pus amprenta asupra evoluției filmului.